Începem, da? Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Stimați chișinăuieni, astăzi vom vorbi despre un subiect nu nou pentru fiecare dintre noi, doar că vom veni cu anumite detalii suplimentare. Și este vorba despre construcțiile din municipiul Chișinău. Mai corect spus, sau mai concret spus, este vorba despre construcțiile ilegale care au împânzit orașul și care continuă cu pași determinanți și decisivi să se întâmple și să se construiască ilegal. Suntem astăzi în sectorul Ciocana. Acest loc nu a fost cumva ales întâmplător. Este unul unde ar trebui să urmeze construcția unor blocuri rezidențiale. Și la Ciocana sunt cel puțin 3 astfel de locuri. Așa se datorează faptul că Ivan Ceban propune consilierilor municipali să voteze proiecte de decizie cu grave încălcări ale legislației în vigoare. Iar consilierii interesați doar de beneficiu propriu le votează, chiar dacă acestea urmează să creeze disconfort mare pe termen lung pentru chișinăuieni și chiar dacă în aceste proiecte de decizie nu este prevăzută dezvoltarea armonioasă a orașului. Vrem să vă aducem aminte că în anul 2022, în luna decembrie, înainte de sărbători, consilierii municipali au votat în Consiliul Municipal Chișinău 6 planuri urbanistice zonale. Ce presupune acest lucru? Acest lucru presupune permisiunea de a construi în așa zone din Chișinău, cum ar fi aici, în spatele nostru, urmează să se construiască blocuri multe etajate, chiar și acolo unde este interzis acest lucru. Cel mai grav este că aceste construcții încalcă mai multe normative în construcții și că nu este prevăzută infrastructura socială a viitorilor locatari, respectiv viața locatarilor care urmează să procure și să locuiască în aceste zone, nu ar putea fi una normală în condițiile respective. Și asta presupune fără acces la grădiniță, fără acces la școală, zone de parc și agrement. Totodată asta presupune și îngreunarea traficului și crearea de ambuteiaje și mai infernale decât sunt acum, fiindcă asta nu este prevăzut în documentația prezentată și votată în Consiliul Municipal Chișinău. Uitați-vă că despre aceste momente fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău a vorbit atunci și a atenționat consilierii să nu voteze aceste proiecte de decizie și a menționat foarte clar că ele nu pot fi votate în componenta și conținutul care ne-au fost prezentate. Suplimentar la toate aceste încălcări de infrastructură, aceste proiecte, conform legislației în vigoare, nu au fost avizate de către Autoritatea Publică Centrală și anume de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării, așa cum prevede, de fapt, legea. Respectiv, în acest context, fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău a făcut o sesizare către Centrul Național Anticorupție și, ca urmare, acest organ s-a sesizat și a întocmit 33 de procese verbale pe articolul 313 privind depășirea atribuțiilor funcționale de către consilieri. Aceste procese verbale au mers în instanță și iată că astăzi, în ultima perioadă, în luna iunie, apar deja primele hotărâri ale instanței că da, consilierii municipali și-au depășit atribuții și sunt vinovați de votarea acestor planuri urbanistice zonale în absența documentației care avizează sau avizului din partea Autorității Publice Centrale. Ce se întâmplă? Se confirmă faptul că acum un an, aproape un an, au fost votate niște proiecte de decizie care sunt în detrimentul chișinăuienilor și iată că astăzi deja consilierii sunt penalizați pentru acțiunile lor. În acest context, noi cerem ca aceste hotărâri să fie prezentate de către Cancelarea de Stat ca probe în instanțele de judecată care acum se desfășoară pentru anularea acestor acte normative, care de fapt contribuie la dezvoltarea haotică
și negândită a orașului fără utilitățile corespunzătoare și necesare. Ori, dacă este constatat faptul că consilierii nu aveau dreptul să voteze în lipsa unui aviz niște planuri urbanistice zonale, înseamnă că și proiectele care au fost propuse sunt unele incomplete și care încalcă anumite normative și unele prevederi legale. Cu mai multe detalii despre ce de fapt urmează să se întâmple în municipiul Chișinău și că faptul Ivan Ceban împreună cu aliații săi, arhitecta șef Svetlana Dogotaru și alți angajați ai primăriei, urmează în continuare să ne prezinte astfel de proiecte dubioase pe ordine de zi a Consiliului Municipal Chișinău. Poftim, Dumitru! Dragi prieteni, bună ziua! După cum a menționat și colega mea Zinaida, referitor la construcții legale și la cele 6 puzuri care au fost votate în Consiliul Municipal, vedem că Primăria Municipiului Chișinău nu depune eforturile necesare să combată fenomenul construcțiilor ilegale, ba din contra, încurajează prin asemenea proiecte de decizii și puzuri apariția de noi complexe locative în municipiul Chișinău, acolo în zone unde nu este infrastructura necesară pentru grădinițe, școli sau alte necesități sociale. Mai mult, dacă unele orașe mari depun eforturi ca să aibă un plan urbanistic general, în Chișinău lucrurile stau pe loc. Ba mai mult, orașul are proiecte de complexe locative noi. Dragi cetățeni, avem un primar dublicitar cu două fețe care ne promitea în campania electorală din 2019 că 3 construcții ilegale vor fi demolate odată ce ajunge el primar. Am văzut și reacția lui când presa l-a întrebat care sunt acele 3 construcții ilegale. Și am văzut, citez, ceea ce a spus primarul general. Noi, ca primărie, nu avem pârghii legale de a opri mai multe construcții. Domn primar, pârghii legale deja sunt. În 2022, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal a propus un proiect de decizie care ar fi premis ca construcțiile ilegale să fie stopate și mai mult să fie demolate. De ce acest proiect a fost blocat? Mai mult, fracțiunea PAS a propus și un moratoriu pe construcții în centrul istoric al municipiului Chișinău. Proiect care de asemenea a fost blocat și multe alte proiecte bune a fracțiunii PAS care urmau să ajute la combaterea fenomenului construcțiilor ilegale. Dragi orășeni, dacă credeți că după ce s-au votat aceste proiecte de puzuri și amâia după ce CNA-ul a luat măsurile necesare și a aplicat contravenția, lucrurile se vor stopa în Consiliul Municipal, greșiți. Iar complexe locative, precum sunt aici, aici urmează în general să apară un complex locativ nou, cum vedem în imagine, pentru 4522 de apartamente, într-o zonă fără școală și fără grădiniță. Deci aici nu era prevăzut în planul depus școală și grădiniță. Iar asemenea tipuri de proiecte încă sunt pe rol în primăria municipiului Chișinău. Și o să vă spunem cum eu am încercat, pe ascuns, acum, în sărbătorile de iarnă, să treacă partea de dezbateri publice a 3 asemenea proiecte. Lucruri care, desigur, că au fost depistat și mai departe, după ce au fost gălăgiu, au început să fie filmate și să fie invitați și oamenii interesați la aceste dezbateri publice. Mai mult, am descoperit că pe pagina primăriei încă sunt alte 3 proiecte de puzuri, de complexe locative noi, care dorește să fie trecut toate etapele de transparență decizională, nu știu, ca să fie mai rapid, poate puse pe ordine zi în Consiliul Municipal. Deci noi avem minim 6 proiecte de puzuri de complexe locative noi care urmează a fi dezbătute iarăși în Consiliul Municipal. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal le va analiza pe toate proiectele de puzuri care acum sunt pe rol și în cazul în care vom depista că și acolo sunt anumite ilegalități sau nu este dosarul complet, vom depune toate eforturile necesare să le stopăm, iar în cazul în care unii consilieri vor dori să le voteze rapid, cum au votat și celelalte 6 puzuri și multe alte puzuri de la început de mandat, vom sesiza toate instituțiile abilitate. Și nu trebuie să se dezvolte, dar trebuie să se dezvolte normal, cu respectarea cadrului legal, în baza unui plan urbanistic general, care arată o dezvoltare previzibilă a municipiului Chișinău și nu așa cum se întâmplă acum. Consilierii PAS vor fi mai departe cei mai interesați ca lucrurile în municipiul Chișinău să aibă loc după mochii alegii. Vă mulțumim și dacă colegul ne dă mai are de adăugat. Vreau să vă aduc aminte în contextul celor spuse de colegul meu că, într-adevăr, un oraș, ca să se dezvolte, e nevoie de a avut o imagine per ansamblu, cum ar trebui să arate. Și aceasta ne poate oferi un plan urbanistic general. Vreau să vă aduc aminte că primarul general ne-a promis că va elabora un astfel de plan urbanistic general și îl va actualiza cel din 2007, pentru că el deja nu mai este actual,
Dar iată că 4 ani s-au scurs, dar o viziune amplă cum ar trebui să fie dezvoltat Chișinău și în ce direcții și pe zone specifice noi nu avem, fiindcă lui nu-i pasă ca să fie o armonizare și ca să fie orașul dezvoltat armonios. De aceea noi și vedem aceste puzulețe în Consiliul Municipal Chișinău care se propun, pentru că sunt nemijlocit, aceste puzulețe de fapt reflectă dorințele și doleanțele unor dezvoltatori și nu acelor care de fapt reprezintă acel oraș și vorbesc de chișinăuieni, da? Ce vor chișinăuienii? Chișinăuienii vor ca orașul să se dezvolte armonios cu toate utilitățile necesare și aici vorbim să aibă acces la școală, grădiniță, zone de agrement și să aibă și o locuință, dar ceea ce vedem noi, vedem doar interese peste interese pe care le satisface Ivan Ceban împreună cu toți aliații lui din Consiliul Municipal Chișinău, dar și din primărie, colegii lui. Plan urbanistic general nu avem, avem planuri urbanistice zonale, votate, să nu zicem așa pe submasă, și avem construcții viitoare, posibile viitoare, care să îngreuneze nu doar traficul, dar și în general viața chișinăuienilor. Avem hotărârea instanței de judecată că da, consilierii și-au depășit atribuțiile. Respectiv, reiterez poziția că Cancelarea de Stat să ia aceste hotărâri ca probe în instanțele pe care le desfășoară astăzi, în perioada respectivă, cu privire la anularea acestor puzuri. Sunt probe evidente și respective ele trebuie luate în considerație. Vă mulțumim! Asta a fost tot ce am avut de spus pentru astăzi. Vă mulțumim mult!